9 ani de instruire, 2013, a început în poligon pentru militarii batalionului 22 de menținere a păcii. Garda de onoare își suplinește rândurile cu militari profesioniști. Raionul Glodeni în atenția instituției militare. Abilitățile militarilor din batalionul 22 de menținere a păcii au fost testate în cadrul unui marș forțat care s-a desfășurat la Centrul de Instruire Militară Dânceni. Exercițiul a durat o zi și a implicat atât militari prin contract, cât și militarii în termen din această unitate. Obiectivul principal al exercițiului fiind antrenarea militarilor pentru a-și îmbunătăți capacitățile de a acționa împreună, coerent și eficient. Acestea fiind necesare pentru a putea executa misiunile cu succes în diferite situații impuse de realitatea din teatrele de operații sau exerciții internaționale pentru care se antrenează militarii acestui batalion. Specificul și scopul unei oricărei misiuni cercetare principalul este să acumulăm date și informații despre inamicul probabil și respectiv antrenăm careva proceduri tehnice, tactici de întâlniri cu inamic, contact cu inamic, ruperea contactului cu inamicul sau retragere în dependență de situația creată. Ce este cel mai greu pentru un cercetaj? Cel mai greu este întotdeauna la început efortul fizic, respectiv de a acumula încrederea camarazilor, dar cu timpul toate astea se cizelează și ajungem la un care rezultat. Militarul contract nu este prima dată la asemenea antrenamente, el cunoaște cu mult mai bine, să zicem, dar încercăm totuși a aduce la un careva nivel și lucrul militarului în termen. Militarii au fost antrenați la mai multe locuri de instrucție, printre care misiunile de cercetare, acestea având ca scop verificarea deprinderilor de buni trăgători și modul de acțiune în câmpul tactic. Grupul inamic din față, grupul retragerea. Acest exercițiu este o nouă experiență și, desigur, experiența este un lucru firește că e foarte normal și foarte bun, adică învățăm ceva nou. Specific este misiunea de cercetare. Deci cercetăm, dobândim informații, astfel ajutăm trupele de infanterie. Misiunea este grea, dar oferă un spirit de încredere. Încredere în oamenii care sunt împreună, adică sunt un grup, este o echipă în care este nevoie de susținere, adică suntem umăr la umăr. În cadrul exercițiilor internaționale, la care sunt preconizați să participe în anul 2013, pacificatorii moldoveni vor desfășura o gamă largă de operațiuni, de aceea pregătirea lor multilaterală și calitativă este foarte importantă. De dimineață am pornit o deplasare din tabăra militară 122, din locul de dezlocare permanent, aici la centrul de instruire Dânceni. Deplasarea a decurs foarte bine, indiferent la faptul că soldații sunt recent încorporați, au abia 6 săptămâni la noi în batalion, avem și mulți militari pe contract. Militari pe contract, categoria sergenți, ofițeri, adică comandanți de grupe, comandanți de plutoane, companii și-au îndeplinit misiunea în această perioadă de închegare a pregătirea specialiștilor. După ce au servit prânzul ostășesc în condiții de câmp, militarii au luat armele în mâini și au purces la executarea misiunilor. Entuziasmul și seriozitatea putea fi văzută pe chipul militarilor în termen, care au efectuat trageri din armamentul din dotare. Foarte interesant cum ne-au pregătit tragerile cu diferite cartușe de luptă, instructaj la desfacerea armamentului, la facerea, la aruncarea granatei de mână și alte lucruri foarte interesante. Ce simți atunci când ții arma în mână și tragi primele foc? Adevărat soldat. Acest exercițiu este o oportunitate bună de a antrena militarii batalionului 22 de menținere a păcii, atât din punct de vedere tactic, cât și al tehnicilor și procedurilor cu care se întâlnesc în teatrele de operațiuni internaționale.
Compania Gărzii de Onoare a Armatei Naționale mai este numită și Cartea de Vizită a Republicii Moldova. Și acest lucru se datorează faptului că orice demnitar străin care vizitează țara noastră este întâlnit în primul rând de militarii din această unitate. Pe tot parcursul celor 20 de ani de existență a Companiei Gărzii de Onoare, profesionalismul și ținuta lor militară a fost apreciată și admirată de mii de ori, atât de oaspeții Republicii Moldova, cât și cetățenii noștri. Garda de Onoare este constituită în cinstea sosirii dumneavoastră în Republica Moldova. Vă prezintă onorul plutonier ajutant Rosan. La orice manifestare, ceremonie militar-protocolară sau depuneri de flori de către oficiali, acești militari din Garda de Onoare sunt cei care asigură buna desfășurare a activităților, onoare, demnitate și perseverență, criterii importante pentru militarii care doresc să activeze în compania Garda de Onoare a Armatei Naționale. Acum în Armata Națională se suplinesc rândurile ofițerilor din această unitate. Selecția a fost una destul de severă, pentru că militarii trebuie să îndeplinească unele cerințe, cum ar fi să aibă înălțimea numai puțin de 1,85 m, să dea dovadă de disciplină impecabilă și o stare fizică și psihologică perfectă. Astfel de specialitate ca ofițer al Gărzii de Onoare nu există, ceea ce prevede că orice ofițer de orice gen de armă poate ocupa un post în compania Gărzii de Onoare. Respectiv, pregătirea unui ofițer pentru această subunitate specifică durează practic minimum o lună de zile. Dar inițial se evaluează capacitatea acestui ofițer în tehnicile de a raporta, în tehnicile de a prezenta pasul de defilare cadențat și alte elemente specifice gărzii. Deci scopul acestui concurs este cât suplinirea funcțiilor vacante în compania Gărzii de Onoare, dar pe lângă aceasta am adunat practic ofițeri din toate unitățile militare pentru a stabili și a unifica aspectele protocolare în cadrul activităților ceremoniale în unitățile militare, fie aceasta depunere de flori, fie aceasta depunere jurământului militar, fie aceasta prezentarea unui raport comandantului de unități sau comandantului de subunități. Deci unificarea acestei practici protocolare sau mai bine zis practici ceremoniale ne va ajuta într-așa mod ca să fiecare ofițer care deja este în cadrul unei unități se poate să îndeplinească aceste elemente a instrucției de front specifice, care nu sunt descrise în regulamentul instrucției de front. Garda de Onoare! Garda de Onoare! Este constituit în cinstea sosirii dumneavoastră. Este constituit în cinstea sosirii dumneavoastră. În Republica Moldova! În Republica Moldova! În Republica Moldova nu mai există altă gardă de onoare. În anul 1992, prin concurs în care a participat trupele Armatei Naționale și a Ministerului de Interne, fiind reprezentanți de trupele carabinieri, concursul a câștigat subunitatea apartenentă Armatei Naționale și respectiv orchestra modelă a Ministerului Apărării, care actualmente este orchestra prezidențială a Republicii Moldova. Inițial, din cei 36 de candidați care s-au înscris la acest curs, au rămas doar 11 militari, care sunt antrenați câte 5 ore zilnic. Sunt antrenamente istovitoare, care dezvoltă precizie și sincronizare. Iar cel mai important lucru în cadrul ceremoniilor oficiale este ca totul să fie perfect, iar emoțiile care totuși le au militarii Gărzii de Onoare nu trebuie să fie vizibile. E o mândrie, în primul rând, pentru un ofițer care ar ajunge să conducă cu o companie care are un specific aparte în viața cotidiană a armatei, care reprezintă, în primul rând, statul, Ministerul Apărării. Este pentru a doua oară când sunt organizate astfel de cursuri de admitere în această unitate de elită a Armatei Naționale. Primul curs s-a desfășurat în anul 2003. De aceea, militarii care, indiferent de condițiile meteo, nu lasă sabia din mână, doresc să demonstreze că sunt pregătiți de a reprezenta Republica Moldova. Au fost selectați mai mulți candidați din cadrul Armatei Naționale pentru a participa la acest curs intensiv de studiere a elementelor speciale, adică Gărzii de Onoare. Și sper că am trecut cu bine acest curs. Pentru un militar sărgunicios, procedee grele nu poate să fie, deoarece cu practica vine și toate
tot rezultatul, adică care în final trebuie să fie foarte bun. Misiunile gărzionare sunt cunoscute nu numai în Armata Națională, dar și la populație civilă. Adică cunosc că sub unitate dată întâlnești oameni, cum spune, înalți, din fiecare țară. Și de atâta, asta este onoare pentru fiecare. Eu mă gândesc că trebuie să tindă fiecare militar ca să mirească în sub unitate dată. Anual, militarii din compania Gărzii de Onoare participă la circa 250 de ceremonii, asigurând activitățile protocolare de stat, ceremoniile de acreditare a diplomaților străini, precum și înmânarea distincțiilor de stat. Această subdiviziune a Armatei Naționale este un simbol al statului și este o onoare pentru instituția militară de a avea structura sau o companie precum Garda de Onoare, care reprezintă nu doar armata, dar Republica Moldova. Ministrul Apărării, Vitale Marinuț, a efectuat o vizită de lucru în raionul Glodeni, unde a avut o întrevedere cu reprezentanții administrației publice locale. În cadrul întâlnirii, Vitale Marinuț a vorbit despre profesionalizarea Armatei Naționale în viitor și cât de important este rolul administrațiilor publice locale, care este responsabilă de selectarea cadrelor competente pentru instituția militară. Tot la Glodeni, viitorii apărători ai țării au fost petrecuți de către părinți și rude pentru a face serviciul militar în termen. Câțiva tineri recruți au fost petrecuți cu toate onorurile binemeritate spre îndeplinirea serviciului militar, unde timp de un an de zile vor da dovadă că sunt adevărați bărbați și că pot trece peste această etapă importantă din viața lor. Tot în aceeași zi, ministrul apărării a vizitat liceul teoretic Vasile Coroban din Glodeni, unde s-a dat startul unei ample campanii de promovare a Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun. La eveniment au participat cadrele didactice din liceu, precum și elevii care studiază aici. Pe lângă ministrul apărării, tinerii au fost vizitați și de un grup de studenți din cadrul Academiei Militare, care au avut și un program demonstrativ.